Prea fericirea voastră, Părinte Patriarh Daniel, domnule academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, înalt preasfințiile voastre, preacuvioase Părinte Stareț Melchisedec, stimați participanți la colocviul Eminescu și Putna, dragi români de aici și de pretutindeni, Ștefan doarme și un neam visează. Sunt cuvintele lui George Toofan, sufletul serbării de la Putna din 1904. Astăzi suntem participanții și martorii unuia dintre momentele în care speranțele devin realitate. Români din toate colțurile țării și din afara granițelor s-au strâns aici, pe pământul cel clasic al Bucovinei, pe pământul întemeietorilor Moldovei, de strajă la mormântul Părintelui Moldovei. Să ne bucurăm, dar să ne și împlinim rostul pentru care suntem astăzi aici. Ne punem însă întrebarea, care este rostul pentru care ne-am adunat pe urmele studenților de la 1871? Izvorul trecutului, înflăcărarea prezentului, speranțele viitorului. Aceasta este axa de-a lungul căreia se desfășoară parcursul omului prin istorie. O istorie care nu este arbitrară, ci plină de sens, căci istoria este, așa cum o portretiza poetul nostru național Mihai Eminescu, desfășurarea cugetării lui Dumnezeu. În planul săgeții timpului, sărbarea de astăzi, 15-16 august 2021, este un punct al istoriei românilor. Dar acest punct nu este singur, nu este singular, căci are un trecut și contribuie la construcția viitorului. La 150 de ani de la sărbarea din 1871, avem șansa să contribuim la perpetuarea înspre viitor a idealului exprimat de studenții de atunci, unitatea poporului prin unitatea culturală și morală. În planul lumii de azi, cei care suntem acum la Putna nu suntem singuri. Fie prezenți fizic, fie ascultând sau vizionând din alte locuri, împreună suntem o parte a națiunii române. Așa cum în 1871 Ciprian Porumbescu a cântat Daciei întregi, având în față aproximativ 3.000 de români, și noi, în inimile și cugetele noastre, purtăm România întreagă și pe românii de pretutindeni. Haideți să ne punem 3 întrebări, în răspunsurile cărora vom ține cont de liantul cu trecutul și cu românii de azi. Unde eram alaltă ieri, adică acum 550 de ani? Unde eram ieri, adică acum 150 de ani? Și unde ne situăm noi astăzi ca popor? Acum 550 de ani a domnit în țara Moldovei Ștefan cel Mare, apreciat de către marele istoric Nicolae Iorga ca fiind, și citez, cea mai deplină și mai curată icoană a sufletului poporului român. Am încheiat citatul. Voievodul moldovean era conștient de unitatea lingvistică, religioasă și de civilizație a românilor din spațiul carpatic. Iar aceasta a fost un prilej și un bun motiv pentru care a întreținut legături strânse cu țara românească și Transilvania. Cu intenția de a perfecta un sistem politico-militar mai eficient împotriva turcilor, Ștefan cel Mare și-a extins adesea dominația la sud de Carpați prin numirea de conducători în cetățile de acolo. Prin astfel de gesturi, domnul moldovean devine de facto un proto-părinte al unirii pe care românii aveau să o înfăptuiască mai târziu. Românul mare, cum îl numea Mihai Eminescu, a fost și un mare european. Una cu zbuciumul pentru existența al acestui neam, Ștefan cel Mare a orchestrat o politică externă activă, încununată de succese răsunătoare. Promotor al alianțelor în vederea apărării Republica Cristiana, domnul moldovean a conștientizat importanța spațiului românesc în fața expansiunii otomane, arătând că țara lui era o poartă a creștinătății.
în acel moment și dacă acea poartă avea să fie pierdută, întreaga creștinătate, inclusiv deci cea occidentală, era în mare pericol. De aceea, dacă românii l-au numit pe Domn cel Sfânt și Bun, nu ne vom mira că Papa Sixt al IV-lea îl numește atlet al credinței creștine, iar regele Sigismund al Poloniei este primul care îi atribuie titulatura de cel mare, Stefanus Ile Magnus, ca un epitet cel plasat deja pe domnul moldovean în amintirea comună a viitoarelor generații. Ca să concluzionăm, Ștefan cel Mare a fost, după cum am iterat anterior, un proto-părinte al unității românilor, integrat în spațiul european și atent la identitatea poporului său. Acum 150 de ani, studenții români prin Adexenopol constatau că, și citez, Ștefan cel Mare încetează de a mai fi eroul doar a unei părți a țărilor locuite de români și devine un centru pentru toți cei de același neam, devine primul erou național. Am încheiat citatul. Prin ideile propovăduite și acțiunile întreprinse, voievodul se identifica perfect cu năzuințele de atunci ale tuturor românilor, despărțiți de granițe politice. Nu e de mirare că în secolul al XIX-lea, denumit în istoriografie și secolul naționalităților, Ștefan cel Mare este astfel receptat de românii din toate provinciile istorice. Expresia cea mai clară a acestei receptări a fost alegerea mănăstirii Putna ca locul pentru organizarea primei sărbări a românilor de pretutindeni și a primului congres al studenților români de pretutindeni. Astăzi, în acest ceas aniversar, suntem la Putna ca la o școală de patriotism. O școală a cărei absolvenți nădăjduim să fim pe urmele generației 1871 și ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Și astăzi, ca și ieri, ca și alaltă ieri, România și românii cunosc tensiuni interne, mai ales tensiunea dintre identitate și integrare. Pe de o parte, simțim dorința aceea de a aparține lumii occidentale cu tot ce are ea mai bun de neoferit nouă. Însă, pe de altă parte, simțim că nu putem îmbrățișa unele dintre excese și nu putem trăi fără acele elemente care au dat încredere strămoșilor noștri și care, poate fără a conștientiza în fiecare moment, ne dau și nouă un sens al vieții. Soluția tensiunii nu este suprimarea uneia dintre aceste două trăiri, pentru că suprimarea conduce către o contrareacție violentă ulterioară. Soluția nu trebuie să fie aceea de a deveni altcineva sau de a ne izola. Această tensiune identitară trebuie privită ca o misiune și o șansă deopotrivă pentru noi ca români, dar și pentru întreaga Europa. Soluționarea acestei tensiuni ar trebui să pornească din interior, de la premisa că românismul nu trebuie discutat, ci afirmat. Simțul naționalității reprezintă cauza și modul de manifestare fundamentală a vieții oricărei națiuni, iar națiunea apare ca factor ce reunește libertatea, demnitatea, identitatea și memoria unui popor. O parte esențială a identității noastre ca români, dar și ca est-europeni, este reprezentată de credința creștină, majoritar ortodoxă, care atât sub dominația otomană, cât și în timpul regimului comunist, s-a dovedit a fi un garant al identității și continuității noastre naționale și care a știut să nu zdrobească minoritățile religioase existente. În manifestarea exterioară, românii au vocația sintezei dintre Est și Vest. Doar devotamentul față de acest crez poate crea unirea minții și a inimii, de care vorbea și Adexenopol în discursul său la 1871. Și cum vom ajunge în acest punct? Cum vom face aceasta? Ei bine, iată două principii. Pentru că organizarea sărbării din 1871 a pornit de la studenții români din Viena, care vorbeau și cunoșteau foarte bine limba germană, îngăduiți-mi următoarea observație. Termenul german Leidenschaft se traduce prin pasiune, devotament, dăruire. Însă acest cuvânt are în structura sa și verbul Leiden, care înseamnă a suferi, a răbda, chiar a te jertfi. Ceea ce vreau să subliniez prin acest termen este că devotamentul față de un anume principiu, față de un anume set de valori, presupune disponibilitatea noastră de a suferi, de a ne jertfi în numele acestora.
Către un astfel de devotament au țintit studenții români la 1871 și trebuie să țintim și noi azi. Al doilea principiu se referă la evitarea radicalizării opiniilor prin care părțile unei națiuni se atacă între ele. Trăim într-o societate puternic polarizată, iar radicalizarea uneori accidentală, uneori inconștientă, iar alteori chiar conștientă a susținătorilor unor curente, fie că este vorba despre dreapta sau despre stânga, despre conservatorism sau despre progresism, conduce către subminarea unui element esențial în configurația oricărui stat: unitatea națională. Ștefan cel Mare a reușit să lupte împotriva imperiilor militare ale timpului pentru că a reușit să unifice poporul pe plan spiritual. Cu atât mai mult azi este necesară unitatea spirituală, când în locul imperiilor militare se confruntă ideologii culturale. La 1871 și azi, arma cea mai puternică a unei națiuni a fost, este și va rămâne cultura. Deznodământul luptei depinde de fiecare dintre noi. Nu toți trebuie însă să ținem prelegeri despre Ștefan cel Mare, să scriem cărți în limba română sau să ne exprimăm ca o persoană publică mândria de a fi român, ci fiecare gest mărunt este important. Aici, în țară, experiențele acumulate din trecut ar trebui să constituie un îndreptar și un instrument de acțiune în prezent. România trebuie să-și conștientizeze potențialul, iar mai apoi să lupte pentru atingerea acestuia prin identificarea trebuințelor și formularea ideilor. Aceasta revine întregii națiuni. Despre cei de la vârf, Mihai Eminescu afirma că aceștia trebuie să transpună în realitate ideile și trebuințele poporului, nu să creeze altele. Dar și fiecare gest mărunt, făcut oriunde în Europa, de la Nicosia și până în Reykjavik, dar și pe celelalte continente, este un pas înspre sau în contra unității noastre de neam. De aceea, a fi român în țară și în străinătate reprezintă o provocare zilnică. România secolului al XXI-lea trebuie să participe activ la conturarea proiectului european, devenind, sau poate mai bine zis, redevenind lider de opinie și principal actor politico-economic în spațiul central est-european. Aș vrea să închei cu patru versuri, aparținând lui Gheorghe Demn Teodorescu, bucureșteanul inimos care ne-a lăsat cele mai ample reportaje despre serbarea de la Putna. Sunt versuri apărute în 1871 în publicația Românul. Astăzi ești liber, fă-ți voia toată, scrie, vorbește dreptul ce știi, spune Europei ce ai fost odată, ce ești acum, ce poți să fii.